prost, primind gol la acea fază, după care cred că am avut o atitudine bună și am reușit să egalăm. După golul care a venit destul de repede, cred că am avut și ghinion că am avut câteva ocazii bune în care puteam să înscrim și să ne facem meciul ușor. Din păcate nu s-a întâmplat acest lucru și am început cât se poate de prost repriza a doua cu un gol dintr-un out care ne-a bulversat puțin și cred că s-a dat totul peste cap. Nici o ocazie repriza. Pentru noi? Am încercat, am avut, ei s-au închis foarte bine după gol, știam că vor face, că se aglomerează foarte bine în mijlocul terenului, am încercat să venim cu benzi, cu centrări, dar din păcate astăzi nu am putut. Ce înseamnă acest ce trebuie să însemne? Trebuie să muncim, fotbalul este frumos, să-ți dă șansa ca peste 3 zile, 4 zile, ca să ai o nouă victorie și să încerc să ștergi cu buletele acest meci și să câștigi în deplasare la Luceafărul. O să fie un meci destul de greu, dar trebuie să facem tot posibil pentru a câștiga. Etapele trec. Din păcate am pierdut 3 puncte acasă foarte importante care ne ajutau în îndeplinirea obiectivului. Nu avem ce să facem acum. Trebuie să ridicăm capul și să mergem doar înainte. Am pierdut 3 puncte foarte importante. Veneam după 2 victorii care ne-au adus destul de sus în clasament. Până la urmă, nu avem ce face, trebuie să luptăm în continuare, nu trebuie să cedem sub nicio formă și trebuie să mergem duminică la Oradea să luăm cele 3 puncte care sunt foarte importante. Au scăzut iar șansele în locurile directe de promovare? Da. Dacă câștigam azi, probabil după meciul de mâine al celor de la Târgoviște, puteam fi pe locul 2 sau chiar pe locul 3. Eram acolo sus, dar important este să trecem peste, să ne revenim. Eu zic că nu am făcut o partidă foarte rea. În prima repriză, în afară de situația golului, nu am avut mari situații de a marca, însă cred că n-am avut șansă. Poate acolo s-a decis meciul dacă fiți în prima repriză. Exact, asta vreau să spun. În prima repriză am avut foarte multe ocazii în care nu am marcat și asta am intrat așa într-o pasă mai proastă. Dar una peste alta, a doua repriză, cred că am făcut un joc mai modest. Ați surprins ambiția celor afeciate și comparație cu alte meciuri? Da, asta mi-a spus o întrebare foarte delicată. E adevărat, am fost un pic nervos după terminarea partidei, dar chiar nu este treaba mea să comentez cum au jucat ei cu alte echipe și cum au venit la noi și efectiv din primul minut au tras de timp și și-au dat viața, ca să zicem. Ne așteptam la asta, am fost pregătiți pentru asta, dar din păcate nu ne-a vreme, e adevărat și e păcat după două meciuri foarte bune. Ne-au lovit și probleme de lot. După ce că fundașii centrali, primii fundași centrali erau accidentați și am jucat cu improvizație două meciuri, doi mijlocași centrali, dar cum foarte bine s-au descurcat. Dintr-o dată amândoi au primit partidul galbene, etapa trecută, și am trebuit să improvizăm mereu și jucăm cu rezervelor, cum ar veni. Și s-a văzut. În primul, am primit la gol, minutul 4, dintr-o lipsă de reacție a fundașilor centrali. Vreau să fă respingerea, acolo trebuia să fie, a fost resping. Ce să faci? După aceea, cred că am avut iarăși o repriză foarte bună. A fost după 40 de minute, într-o singură direcție, un ritm extraordinar, cu ocazii de poartă. Nu poți să anulezi toate aceste realizări, numai datorită faptul că am pierdut. Justificat undeva cu circumstanțe, că am avut probleme cu apărare. În rest, ca idee, sigur că am atacat, am făcut ce a depins de noi, dar acolo mai trebuie în față și îndemânare, trebuie și calitate ca să o bagi în poartă. Ratez din 5 metri, nu poți. Iar ei dau gol din 25 de metri din lateral, nu vin. Credeți că s-a decis câștigătoarea în prima repriză, când pe două l-a ratat și după aceea? Nu s-a decis, pentru că noi trebuie să dăm un gol. N-am reușit să înscriem, ei s-au baricatat și au lăsat în vreo 2-3 inși și încercau să scoată cât pot în ea, să tragă de timp, să scoată ocazii. Și a fost foarte greu, pentru că nu aveam spații. Criza din spații îți trebuie multă îndemânare, îți trebuie multă reacție, viteză de execuție, de deplasare, de gândire, de tot.
de ceva fost teamă, n-a scăpat. Da, eu v-am spus. I-am văzut jucând, că meci foarte greu, dar nu mă gândeam că și noi punem umărul la înfrângere. Adică și noi am făcut greșeli. Am în două golurile greșeli mari. Adică însă, nu ai voie să primim și asemenea. E șansa să avem tot, pulmea apărătorului să fie accidentat. Ce apărătorul trebuie să fie de fier, trebuie să fie puternic, în primul fizic, să termine picioare. Ei accidentează pe atacanți. Noi, apărători, ce apărători la modul ăsta să fie accidentat? Sigur, cei ultimii doi n-au fost accidentați, au fost la primul cartonaș galben. No, nici asta nu e normal, amândoi să primească. Și repriza a doua, domnul Țescu, nicio ocazie. Nu a fost mai faze de poartă, au fost, să zicem, o, să zicem, o ocazie sau două, dacă reușeam să șutăm ca lumea. Da. N-am avut nici spațiu și ne-au comprimat tot și n-am avut nici îndemânarea respectivă să o băgăm în poartă. Ștefănescu, am văzut lumea în tribune că zicea că l-ați băgat prea târziu sau... A rămas în aceleași. Ce-ți bag prea târziu? Unde să-l bag? El este mijlocaș de bandă. Mijlocaș de bandă sunt doi juniori. Vreau să-l locuiesc cu un junior. Ce să fac? Îți bag pe Țicu? L-am băgat pe Ștefănescu, pe zona centrală și i-am spus, asta, e clar că era obosit și Marinescu, că a alergat, s-a zbătut, a făcut atâtea, o repriză și trei sferturi. Și am zis că vine cu dribbling din spate, cu acțiune individuală, cu pas, ceea ce știe pe zona centrală. Nu? Ca să aduc un aport ofensiv. Și cu el și cu Nini, amândoi și cu Tortenii, să construiască, să depășească adversarul, văd ce a făcut la altă. Dar Nini e o decepție, iar... Ștefănescu n-a avut prea mult timp, a pasat, a făcut lucruri bune, Ștefănescu, dar n-a avut prea mult timp la dispoziție. Credeți că Argeșu a jucat și pentru multe echipe? Nu știu, nu m-a interesat, dar nu cred în coincidențe. Să de manierul ăsta să te exprimi și să, la disperare și să tragi de timp, să fii așa o urâtă manifestare, n-am văzut de mult. Păi e jucător căzut cu lovire la cap și ei erau cu ochii ieșiți din orbite, să dea drumul la joc. În primul rând, trebuie să fie om și pun mă, să dea fotbalist. Putea să se întâmple ceva cu el, cu jucătorul. Nici arbitru. A fost și arbitru, a lăsat să amurla noi să dea drumul la joc. Înainte de toate, e vorba de om, nu de sănătatea omului. Nu e posibil așa ceva. Crezi că e în pericol locul 2, locul 3? Suntem în pericol amândouă. Orice rezultat se poate întâmpla. Mai. Și noi avem lotul subțire, nu știm de la etapă la etapă cu cine joci. Am avut două etape aceeași echipă, n-am avut probleme, nu? Și ca joc și ca rezultat. Cu toate că am ratat 5-6 ocazii la fiecare meci în plus. Dar măcar am înscris unul mai mult decât adversarul, sau două. Dar acum am avut și un adversar puternic, care chiar dacă nu domină, din nimic își șut în vincul. Trebuie să dacă ai calitate. Suporterii trebuie să rămână optimiști? Trebuie să rămână aproape de echipă. Sigur, trebuie să susțină. Normal că trebuie să fie optimiști. Mai sunt șanse, mai sunt 10 etape, nu? N-avem altfel. Să fim împreună în continuare. Adică am fost la... Bine când am făcut spectacol. Le-am făcut spectacol. Pentru ei am jucat foarte mult. Și la primul meci, și la al doilea, și prima repriză. Eu cred că prima repriză a fost o repriză extrem de frumoasă. Că la ritmul ăsta nici... Multe în liga întâi nu sunt așa de ritmul ăsta. Da. Sigur că la mijloc e rezultatul și dacă e nefavorabil, umbrește din valoarea jocului, din prima repriză.